s-a discutat despre subiectul examenelor pentru directorii de școli. Tema foarte, foarte importantă a fost dezbătută cu toți colegii mei din Comisia de Educație. Concluziile sunt două. Una, că o să solicităm întoarcerea proiectului la comisie pentru a putea să se lămurească exact despre ce e vorba și cum poate fi împiedicat acest proiect și, doi, evident că PNL va face plângere penală pentru a se descoperi cum e posibil ca în Senatul României să se falsifice o semnătură. Oameni buni, vorbim despre Senatul României 2016, falsificări de semnături pentru a menține o stare de politizare în tot ce înseamnă școlile din România. Să nu-i să vă spun, de vreo 8 ani de zile, și știți bine că nu se mai organizează concursuri pentru directori. Sunt 8 ani de zile în care, din păcate, se îngroașă tenta asta politică în tot ce înseamnă management al școlilor și vrem să o înlăturăm. Și vedeți acum cine se opune și